reacția mai fa de protestul politilor, li s-a merit salariul de 3 ori în doar 6 luni. Sindical subliniere ti din policie subliniere i angajacii din penitenciare vor protesta sumte în faca Ministerului Afacerilor Interne, urmând să plece în mare subliniere spre guvern. Polici subliniere ti sunt nemulcumici de salarizare, de deficitul de personal subliniere i de subfinanțare. În timp ce angajacii din penitenciare solicit condiții mai bune de lucru, o salarizare echitabilă, precum sublinierea demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Protestul a început, la ora 900, în fața Ministerului Afacerilor Interne, urmând ca la ora 1200 să plece în mare subliniere spre Piața Victoriei pentru a continua protestul până la ora 1600. Ministerul de Interne are un mesaj amplu pentru protestatari. În referire la protestul organizațiilor sindicale din poliție, facem următoarele precizări. 1. Legea salarizării bugetare numărul 153/2017 prevede etapele în care vor avea loc creterile salariilor personalului bugetar până în anul 2022. Evident că fiecare categorie profesională îi dorește să beneficieze de aceste creteri salariale din primul an de aplicare a legii, însă creterea salariilor pentru toți bugetarii în același timp nu ar fi putut fi sustenabil din punct de vedere al posibilităților bugetare. Dei politii și militarii vor intra în grilă în mod etapizat, până în 2022, cu creterii succesive, an de an. Politii au beneficiat de meririi salariale în ultimul an, astfel. Cretere salarial de 10 în octombrie 2017. Cretere salarial de 4-5% la salariul net din ianuarie 2018. Merirea unor sporuri de 5 sau 10 pentru 28.000 de politii din ianuarie 2018. Cel mai mic salariu net din poliție, al unui agent debutant, a crescut de la 1.373 în decembrie 2016, la 1.776 în ianuarie 2018, la care se adaug norma de hran de 990 lei și norma de echipament de 250 de lei și alte sporuri, după caz. Ofierii de poliție, fără funcție de conducere au salariile nete între 1.909 lei și 6.777 lei, la care se adaug norma de hran de 990 lei și norma de echipament de 250 de lei și alte sporuri, după caz. Ofierii cu funcții de conducere au salariile nete între 2.611.000 de lei, în cazul chestorilor, la care se adaug norma de hran de 990 lei și norma de echipament de 250 de lei și alte sporuri, după caz.
muncă a prestat în zilele libere i se rebetorile legale se peletete ca o zi normal de lucru la care se adaug un spor de 75. Începând cu luna aprilie 2018, polițiștilor li se vor peleti orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii, această măsură fiind luat cu caracter de excepție, numai pentru angajații mai, în condiile în care, din anul 2009, plata orelor suplimentare a fost sistat pentru întreg sistemul bugetar. La acesta se vor achiziona autoturisme și autospeciale în valoare de 120 milioane de lei. Procedura de achiziție este deja început, fiind urcat anunul pe SEAP. Dintre acestea, cele mai multe, 700 la 800 bucăți, vor fi destinate poliției române. Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat public că anul acesta va cheltui 9 milioane de lei pentru reabilitarea unor sedii de poliție. Din această sumă, 7 milioane lei sunt destinate reabilitării unor posturi de poliție din mediul rural, iar 2 milioane pentru sechile de poliție din capital. Poliția română va achiziona veste antigloni, veste anti-înjunghiere, 70.000 de buc, cetii antiglon cu vizor, 1.000 bucăți. Iscuturi antiglon 370 bucăți. Pentru reducerea deficitului de personal estimat la aprox 23.000 de oameni, mai va încadra anul acesta peste 7.000 de oameni, dintre care peste 3.000 în poliția română. Referitor la propunerea de modificare a legii 360 pe 2002 privind statutul poliștilor, facem precizarea ce prevederile pe care mai vrea să le modifice au ca scop împiedicarea accesării unor mecanisme prin care poliștii refuzau repunerea pe funcții în urma unor reorganizări sau a altor situații, iar în acest mod ei au la pensie la 40 de ani sau chiar la vârste mai tinere. În mod clar, prevederile nu urmăresc mutarea abuzivă a poliitilor de pe o funcție pe altă. Această prevedere a fost solicitată explicit de către reprezentanții sindicali, iar interveniile publice ale acestora sunt bine cunoscute de către mass media, pensionarea din mai la vârste tinere fiind o temă care a generat o întreagă dezbatere publică în vara anului trecut. O altă modificare propusă la statutul poliștilor este aceea ca, atunci când fade un poliștit se începe o cercetare prealabil, acesta să fie pus la dispoziția unității până la finalul cercetilor. Poliștul va fi peletit în continuare pentru acea funcție, dar îi se vor delega alte atribuții până la clarificarea situației. În prezent, poliștul, chiar dacă este reclamat ce a avut o conduită în afara cadrului legal, rămâne în continuare în același loc de muncă. Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne face demersuri susținute în vederea asigurării unui nivel de salarizare adecvat pentru proprii angajați, în paralel cu eforturile pentru îmbunătățirea dotărilor, reabilitarea sediilor, achiziționarea echipamentelor de protecție și a celor de intervenție, necesare desfășurării misiunilor în cele mai bune condiții. Precizează ministerul.